Ei, și astrele astea își cam fac de cap, dar eu zic că își fac de cap bine. De ce? Nu e nimeni retrograd? Nu știu dacă e retrograd sau nu. Pe mine, oricum, mă așteaptă o săptămână minunată, pe noi lei, adică nu doar pe mine, nu știu, la balanțe. Dar asta ne poate spune astrologa noastră. Hai să vedem, că sunt tare curios să aflu. Bun găsit la rubrica E scris în staruri. Iată că ne așteaptă o săptămână plină de provocări. Majoritatea zodiilor trebuie să rezolve anumite probleme, poate chiar de urgență. Nu lăsați pe mâine ce puteți să faceți astăzi. Această săptămână este foarte importantă pentru voi să faceți schimbările potrivite la locul de muncă, dar și în viața de familie. Poate că persoana iubită are nevoie de mai mult timp alături de tine și tu ar trebui să-i acorzi mai multă atenție. De asemenea, șeful poate să vină cu mai multe provocări pentru tine, cu sarcini în plus, cu angajamente noi. Haideți să vedem în ce categorie te încadrezi și cum va fi săptămâna pentru tine din punct de vedere astral. Berbec. Dacă te-ai născut în semnul berbecului, în această săptămână vei face față unor schimbări destul de interesante la locul de muncă. Ți se propune un proiect, proiect pe care îl îmbrățișezi cu mare drag. Îți vei conduce echipa pe culmile succesului. Din punct de vedere al dragostei, berbecii stau foarte bine, sunteți plini de energie și dornici de aventură, însă persoana dragă va veni cu o surpriză neplăcută, așa că așteptați-vă la orice. Taur. Pentru tauri, avem o săptămână în care foarte mult din cunoștințele voastre vor veni la voi să vă ceară ajutorul sau sfatul sau, de ce nu, poate chiar și o sumă de bani. Aveți grijă cu împrumutați bani în această săptămână pentru că există posibilitatea să nu-i vedeți prea curând. Gemeni. Gemenii sunt foarte energici și vor avea multe oportunități, atât la locul de muncă, dar și în viața personală. Astfel că gemenii care sunt singuri își vor găsi mai mult timp să se întâlnească cu o persoană care le este dragă. De ce nu, la locul de muncă veți dori să cereți o mărire de salariu. Rac. În această săptămână, racii sunt preocupați de casă, de familie. Fie că vă veți ocupa cu grădinăritul sau poate să faceți mici schimbări prin casă, fie că veți cheltui o sumă de bani destul de mare, așa cum spuneam, pentru familie, pentru copii sau ca să vă surprindeți partenerul. Leu. Leii au de făcut un drum. Fie că vor pleca într-o călătorie de afaceri, fie că vor pleca într-o călătorie de relaxare, poate că ar fi bine să-și întrebe și partenerul dacă vrea să-l însoțească. Desigur, din punct de vedere financiar, aveți surprize interesante. Fecioara. Fecioara în această săptămână nu se simte chiar în largul ei. Trebuie să facă tot felul de schimbări, atât la locul de muncă cât și acasă. Lucrurile nu s-au așezat pentru tine chiar așa cum îți doreai și acum îți dai seama că trebuie să muncești mai mult, să te reorganizezi și să implementezi un plan nou. Trebuie să ai grijă mai mult de tine și de sănătatea ta. Balanța. În această săptămână, balanțele sunt foarte energice și își doresc să atragă mai multe venituri, astfel că fie îți vei lua un al doilea job, fie că vei munci mai mult peste program sau, de ce nu, te gândești să începi un proiect singur. De ce nu? Ar fi bine să ai încredere în intuiția și în instinctul tău. Scorpion. Pentru scorpioni avem o săptămână foarte interesantă pentru că voi veți primi fie bani, fie tot felul de cadouri. Astfel că aveți grijă cum cheltuiți acești bani pentru că aveți nevoie să economisiți. Urmează în lunile următoare să faceți cheltuieli mai mari și să intrați în economii. Astfel că acum puteți să faceți aceste economii. Desigur, din punct de vedere sentimental, lucrurile se îmbunătățesc în relația de cuplu între tine și partenerul tău dacă îi vei dedica suficient timp. Săgetător. Săgetătorii au nevoie să fie ascultați, fie că simțiți că nimeni nu vă ascultă sau că nimeni nu vă crede sau că nimeni nu vă înțelege. Este foarte important să vă deschideți în fața celor dragi și să le spuneți ce nemulțumire aveți sau unde ați dori să faceți o schimbare sau de ce nu să luați o altă decizie, să continuați pe un alt drum. Capricorn.
În această săptămână, capricornii sunt bine dispuși și au foarte mare chef de muncă, bineînțeles. Ei vor munci foarte tare și se vor dedica foarte mult proiectelor pe care le-au început. Este foarte important să cereți ajutorul și susținerea superiorilor voștri. Veți vedea că lucrurile se vor aranja mult mai ușor. Vărsător. Vărsătorii sunt foarte interesați să-și pună în aplicare planurile pentru a crește din punct de vedere financiar, desigur. Aveți idei strălucite, idei nonconformiste, idei care ar putea să-i sperie un pic pe cei din jurul vostru, însă voi nu vă dați bătuți. Aveți încredere în voi și mergeți mai departe cu ideea pe care o aveți. Pești. Pentru pești, săptămâna se anunță bună din punct de vedere astral, atât pe sectorul dragostei, cât și pe sectorul financiar. Aveți însă grijă la oamenii din jurul vostru. Uneori, în cel mai bun prieten se poate ascunde și cel mai mare dușman. Așa că fiți cu băgare de seamă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Eu sper ca astrele să se alinieze favorabil pentru fiecare în parte și să aveți o săptămână magică.